bună. Tatăl lui credincioșii și dreptatea tatăl lui. Amin. 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 Isaia 53 spune așa. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, străbuit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi răpuceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Amin. Amin. Mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos pentru jertfa care a făcut-o lucrul nostru, a suferit moartea și că moartea de cruce. Îți mulțumim pentru că ne dă pace în suflet. Lumina ne-a clăzit mintea să-L înțelegem, să înțelegem cuvântul. Și îți mulțumim pentru că ne-a scăpat de cel rău, că s-a rugat pentru păcatele noastre și s-a rugat pentru noi cei vinovați. Glorie Domnului! Era așa de desprețuit că ne întorceam față de El și nu l-am băgat în seamă. Și pentru asta încerc tare de la Domnul nostru. Și ne rugăm să ne zidă mintea. Fiecare zi și trăim este Domnul vieții. Și nou să avem o viață plăcută înaintea Lui și slavă să-i mulțumim pentru asta. Amin. Domnul.